dacă ziua de lucru nu e așa, nici chiar așa, poți considera că e una minunată. În episodul de astăzi vom avea parte de cele mai ridicole greșeli la locul de muncă, așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Când un șef stabilește un termen limită scurt și spune, trebuie să reușești. Oricine a fost la o singură lecție de fizică își va da seama care e greșeala lui. Impresiile din această zi vor fi suficiente pentru proprietarii apartamentelor de la ultimul etaj pentru următoarea lună. Ce se întâmplă dacă nu cobor platforma basculantei? Răspunde un șofer din Virginia. Din fericire, nu au existat răniți în afară de mașină, dar câteva benzi au trebuit totuși să fie închise pentru o vreme. Nu e vorba doar de abilitățile sale, nici reflexele tipului nu sunt grozave. A ales cel mai prost moment și cea mai proastă mașină de drift posibilă. Tipul știe totul despre echilibrul din viața profesională și cea privată. Să sperăm că se pricepe mai bine la adunat gunoiul decât la aruncat. Era mai sigur pentru toată lumea când era doar întins acolo. Important e să nu o pompăm prea tare, ca să nu se spargă. Nimic grav, doar că acest maestru preferă să supravegheze personal lucrările. Care a fost sursa de inspirație a constructorului? Turnul înclinat din Pisa? Ceva ne spune că această nouă tehnologie de reparații mai are nevoie de câteva teste.
Se spune că este o bandă adezivă specială, foarte scumpă. Sau poate că spun asta doar ca să îl liniștească pe cameraman. Dar acum poate trece pe sub pod fără probleme. Îmblânzitorul de armături s-a implicat și el. Poate că reparația durează atât de mult pentru că muncitorii nu au un prelungitor. Dacă vezi așa ceva pe anvelopă, parchează și urcă în autobuz. Judecând după cantitatea de praf, nu doar acești băieți fac o treabă proastă, ci și cei care fac curățenie. Punem pariu că inițial trebuia să fie un tutorial video mișto. Sperăm ca nimeni să nu se decidă să fumeze de la stresul prin care au trecut. Există suspiciunea că perioada lui de probă va trebui să fie prelungită cu încă 2 săptămâni. Un meșter adevărat pare că întotdeauna știe ce face, dar asta nu înseamnă că știe cu adevărat. Nici măcar semnul din mână nu i-a adăugat o fărâmă de credibilitate. Dar ce perseverență!
Poți să-i pui la îndoială metodele, dar nu și rezultatele. E bine că proprietarii au pus camere de luat vederi. Vor ști cine trebuie să le plătească pentru pagube. Imaginează-ți doar reacția șoferului când va opri la o țigară. Nici tu nu știai că există o mașină specială care testează căștile simulând căderea unui instrument, deși știm că există o metodă mai bună. Aceste abilități de conducere a stivuitorului sunt descoperite doar când șeful a plecat deja de la serviciu. Recunoaștem, nu am înțeles din prima. Este genul de om care vede obiectivul și nu impedimentele. L-am lăsat să iasă. Ei bine, sticla este cu siguranță plină acum. În loc să distrugă natura, băieții au decis doar să mute copacul într-un alt cartier. Săracul, pare că și-a pierdut sufletul odată cu coletul. La naiba! De atunci, șeful nu a reușit să-i găsească. Thank you.
când copiii aruncă din greșeală mingea la vecin și nu aud cum se sparge geamul. Ei cred că nu s-a întâmplat nimic teribil, dar uneori se întâmplă astfel de lucruri. Acel service auto la recomandarea unor cunoștințe, unde toate serviciile sunt de 3 ori mai ieftine. Câteva puncte din CV-ul său sunt cu siguranță înfrumusețate. Petrecerile lor corporative trebuie să fie grozave. Colegul preferat al tuturor muncitorilor din această echipă. Acum nu au un acoperiș ca lumea pe casă, dar au un boiler solar. Întrebarea, la ce se gândeau cei care au baricadat panoul, rămâne încă deschisă. Asta a fost deja acceptată în rândurile luptătorilor de MMA. Să știi că atunci când scrie testat de profesioniști, testul arată cam așa. Nu strică niciodată să te împrospătezi la serviciu. El e gata să decoleze. Este un caz rar în care nici măcar mecanicul nu știe ce să facă. Doar un moment pentru a ne reaminti să folosim uneltele doar în scopul pentru care au fost create. A accelerat ca să câștige timp, dar îi va lua ore întregi să pună totul cap la cap. Probabil a fost surprins când s-a uitat în urmă și și-a dat seama de ce încărcătorul mergea atât de greu. Ăsta e cel care e plătit cu ora și îi place asta.
Dacă privim partea bună a lucrurilor, el doar s-a întins un pic. Noi, ceilalți, ne întrebăm mereu, de ce aduce mai puțin decât ar trebui? Băieții au uitat, evident, să citească instrucția. Nu ne-am era dacă au ales deja tapetele. Dacă au vrut să o dezmembreze la piesă, treabă făcută filigranat. Oricum plănuia să dărâme zidul, așa că au decis să facă un videoclip amuzant. Situația standard cu 2 minute înainte de sfârșitul turei. Probabil că te așteptai la o cădere epică, însă totul e cu mult mai fain. Chiar dacă șoferul niciodată nu a fost la un parc de distracții, acum știe cum e. Ceva clasic, șoferi și mașini de dimensiuni mari. Ori o mașină, ori ambele mașini, dar s-ar fi terminat oricum la fel. Nu ajunge un pic de ciment. Am început să uităm de ce femeile trăiesc mai mult. Like dacă, cu răbdarea ta, tomberoanele alea ar fi zburat spre ieșire deja. Sărmanul a fost avertizat că va lucra cu un adevărat dragon.
singura modalitate sigură de a testa rezistența căștii. O să vină acasă peste o săptămână și o să-i spună soției că doar a fost blocat la muncă. Tipii care știu exact ce înseamnă un echilibru între viață și lucru. Cum poți transforma o problemă în două într-o secundă? Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la aim! Thank you.